Superliga vă este oferită de Superbet. Universitatea Craiova împotriva FC Botoșani deschide această zi de fotbal cu foarte puțină lume, din păcate, pe Ion Oblemenco, un stadion de 30.000 de locuri. Câteva mii de fani au venit la această dispută. Asta se complică acolo Botoșanul. Crețu foarte slab șutează dintr-o poziție bună. Alexandru Crețu, lângă Mitriță, lângă el este Creț, Mitriță, Mitriță centrează bine, gol! Craiova, după 10 minute, reușește să marcheze Danciu. Era important pentru Botoșani să treacă peste acest sfert de oră de asalt total al oltenilor. N-au trecut decât 10 minute și avem deschidere de scor. Primul gol din carieră pentru Marian Danciu, 21 de ani, fotbalist care a crescut la Universitatea Craiova. El a fost trimis în atac în locul lui Marcović, probabil, sau Bayram. Iată încă o dată centrarea lui Mitriță, perfectă, i-a venit pe picior, chiar era greu să rateze de acolo. Exact ce spunea, momentele de inspirație a lui Mitriță ajută foarte mult oltenii. O centrare laser point, așa cum spun englezii, perfectă de sniper. Da, perfectă pentru finalizarea lui Danciu. Suntem la jumătatea primei reprize, Craiova Botoșani 1-0, Florescu înalt pe 6 metri și nu reușește să trimită Dican spre poarta lui Popescu. Moment critic în defensiva Craiovei. Dican a atins un pic balonul, avea nevoie să se mai înalțe cu vreo 5 cm. Și acum probabil ar fi fugit spre centru să se bucure cu coechipierii. Crețu la finalizare, Mitriță recuperează într-o poziție foarte bună. Crețu, Ivan, Crețu și un șut violent al lui Danciu. Nu este Liesuri care păstrează balonul în careul Botoșanului. N-am înțeles ce a făcut acolo Crețu, a țopăit după minge fără idee, s-a panicat mijlocașul oltenilor, privește aici, preia, îi pasează lui Ivan care îi dă mai departe, nu reușește să preia. Crețu putea să șuteze din prima pentru că avea și spațiu. Este 2-0 pentru Craiova, este 2-0, Crețu reușește până la urmă să marcheze. Da, o acțiune foarte rapidă, pornită de la un out, Botoșenii nu s-au organizat foarte bine, minge a ajuns la Mitriță și o nouă pasă de gol pentru Alex Mitriță. 2-0 pentru Universitatea Craiova, gol marcat de Alexandru Crețu, ratase multe momente ale jocului Crețu, însă iată, din nou Mitriță este foarte inspirat și Crețu reușește să facă 2-0 pentru Craiova. Este un gol venit din insistență, e un gol venit din dorința oltenilor de a rezolva acest meci încă din prima repriză. Trebuie să schimbe foarte multe Dan Alexa la această echipă, chiar la pauză, o viteză în minus. Am văzut cum au pierdut balonul la acea aruncare banal, ar fi trebuit să fie o simplă minge repusă în teren și apoi trimisă spre jumătatea oltenilor. Crețu face 2-0, iar lipsa de imaginație, trebuie să spunem, pentru echipa lui Alexa, dar cred că ar fi nevoie de un singur moment mai periculos și Botoșaniul poate deveni, poate intra în joc, cum se întâmplă acum, este 2-1! Fantastică faza lui Pinson! Extraordinar moment, marchează Florescu, dar 90% din gol îi aparține lui Pinson. Și răspunsul lui Florescu pentru fanii care n-au avut încredere în el, un jucător adus de Mirel Rădoi, la cererea lui Mirel Rădoi la Craiova, însă nu a reușit să joace decât o singură partidă, într-adevăr. Exact ce spuneam, Pinson poate fi acel jucător care să dezechilibreze defensiva oltenilor. Centrarea este perfectă, Florescu marchează și Botoșanul revine rapid în meci după ce a luat golul 2. Da, poate că asemenea momente de sclipiri e nevoie, jocul colectiv nu l-a ajutat până acum pe Dan Alexa. Florescu marchează din nou, este al patrulea gol al lui Florescu. Numește capitanul Craiovei, Bancu din prima, atenție la acest balon care rămâne.
în care îl luați pe Ților Tanciu cu un dribling. Crețu, șansă bună pentru Craiova și un nou șut al lui Mateiu Moale. Bună situația pe care au avut-o oltenii, o fază în care s-a remarcat Ducan. Defensiva sa a stat foarte, foarte prost, l-a lăsat pe Crețu să trimită către poartă. Ducan, Creț anticipat în Dong, puternic Dong, pasă bună careu și Iliescu Urii ratează. Cum să ratezi de acolo? Cum să dai important? Iar Marković își bate joc de această fază. Ce pasă de Danciu! Ce pasă de Danciu! Nici măcar nu s-a uitat, a închis ochii și a șutat în portarul Ducan. Extraordinar moment. Tante pe acel flanc, plus două curse. Minge lansată pentru o ocazie uriașă a lui Muadib. El a fost? Nu, Ilicic. Muadib a pasat Ilicic la finalizare. Popescu reușește să salveze Craiova. Aici botoșenii pot fi periculoși. Depășit la această fază Screciu de pasa lui Muadib. Popescu foarte, foarte bine a ieșit ce are. Să Olteni pe contraatac prin Mitriță. Pasă foarte bună a lui Mitriță. Atenție la acest moment cu Nicolaicu. Preia Marković. Marković, este gol. 3-1 pentru Craiova. Minutul 70. S-a întors ca un tramvai Marković, dar până la urmă a reușit să înscrie, ceea ce e extrem de important pentru Olteni. 3-1 spre bucuria lui Corneliu Papură, antrenorul interimar al echipei. Și iată, totul a plecat de aici. Totul pleacă într-adevăr de la această pasă luminoasă a lui Mitriță, omul meciului Mitriță. Două pase de gol. Și o penultimă pasă. O penultimă pasă care practic a deschis drumul spre această reușită. E bine să le la fantasy. Da, Marković pentru o clipă am crezut că va rata. S-a încurcat acolo, s-a întors. Dar a dat gol. Marković reușește să marcheze și poate este ceva pe care pot construi. A marcat golul de acum 3 zile contra Tunariului. Asta este pentru Marković. Deci dacă a fost offside la Bayram, pătrunde Bayram către poartă. Bayram, driblează și portarul, vine Mitriță! E una dintre cele mai mari ratări ale acestui sezon. Adams Friday reușește să-și salveze echipa într-un moment în care absolut toți oamenii din tribună sperau la un gol de 4-1. Bayram driblează și portarul, vine Mitriță din spate, însă Friday îi suflă mingea spectaculos. Extraordinar moment. Mie mi s-a părut că Friday a fost cel care l-a ținut în joc pe decarul Craiovei. Cerroniș nu ajunge la minge. Nu, e nevoie de vreo 3 insule de dobor pe Cerroni. Frumoasă recuperare acum a oltenilor. Rogulici în careu. Rogulici! 4-1 în sfârșit pentru Craiova. Minutul 89. Rogulici a intrat mult mai bine decât Bayram și decât Marković în acest meci și a reușit până la urmă să marcheze golul prin care oltenii închid orice fel de discuție în privința învingătoarei. A apărut ca un tank acolo Ante Rogulici. A preluat mingea și în asta să se gândească ce să-i facă. Dacă trebuie să o plimbe aici. Aici îl vedem pe Ducan. Îi trimite lui Mutombo. Pasa lui Mutombo și au alunecat cei de jucători ai botoșanului. Pe lângă Mutombo apare Rogulici. A fost o greșeală a lui Pedro. Pasă previzibilă. Nici Dican a fost foarte inspirat, dar impresia totuși că nu se aștepta la acea minge capitanul botoșanului. O nouă frângere pentru botoșani. Va trebui să aștepte o nouă rundă pentru a căuta prima victorie din acest sezon. Pasa continuă să primească goluri. Multe. Stai că nu s-a terminat. În continuare Marković. Așteaptă Mitriță, gol! 5-1! Merita golul! Merita acest gol Mitriță! A doua
cea mai slabă defensivă din campionat botoșanul în acest moment, la egalitate cu Craiova, nu este 48. Sunt voluntari, sau da, doar voluntari. Peste, de fapt. Doar voluntari la primele mai multe goluri. Dragoș Bonșel bucuros, o nouă recuperare a oltenilor. Defensiva botoșanului pulverizată de aceste contre rapide ale oltenilor. 5-1 în favoarea echipei din Craiova, care urcă pe poziția a doua în clasamentul din Superliga. N-am mai bătut Craiova astfel, la un scor mare, de la un 6-1 împotriva lui Dinamo în februarie anul trecut, de mai bine de un an și jumătate.